Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi persoane din Balanța. Vom vedea ce vă așteaptă în luna august și vom începe cu predicții generale. Vom continua cu planul iubirii, carierei și în cele din urmă vom face și să vedem ce se întâmplă și cu sănătatea. Atenție, pentru că în viața voastră s-ar putea să vă tot loviți de anumite dezechilibre și să atrageți în viața voastră cu persoane cu dezechilibre foarte similare cu ale voastre. De exemplu, persoane care au un dezechilibru pe chakra rătăcină, în această lună vor începe să atragă persoane care au dezechilibre pe partea de banilor, când au bani au foarte mulți, când nu au, nu au deloc. Cei cu chakra sacrală atrag persoane instabile emoțional care nu pot ține o relație. Cei cu chakra plexului solar în dezechilibru vor atrage persoane foarte nesigure. Cei cu inimă dezechilibrată vor atrage o persoană care poate să fie foarte indisponibilă emoțional. Persoanele cu dezechilibru în jurul chakrei gâtului vor atrage persoane care nu spun ceea ce au de spus și sunt foarte pasiv-agresive. Persoanele cu cel de-al treilea ochi în dezechilibru pot să întâlnească persoane care percep lucrurile distorsionat de cum sunt, iar persoanele cu chakra coroană efectiv sunt genul de persoane care au păreri foarte radicale și foarte dure legate de orice religie și nu cred că va fi neapărat către una sau către alta. Vă tot apar semne cum că voi ar trebui să schimbați anumite lucruri, dar nu prea le percepeți. Nu-mi dau seama dacă voi într-adevăr înțelegeți ce vă cer aceste semne. E ca și cum aceste semne vin, dar voi rămâneți destul de indiferenți. De asta zic, nu știu dacă voi într-adevăr percepeți semnele, dar nu vreți să le ascultați sau efectiv nu înțelegeți ce vor de la voi. În această lună s-ar putea să vedeți foarte multe pene albe. Acestea vor apărea mai ales atunci când sunteți pe drumul cel bun, mai ales atunci când voi aveți o idee foarte bună. Chiar în casă puteți găsi unii dintre voi, chiar dacă n-ar avea ce să caute, dar cumva o pană albă își va face apariția de câte ori aveți voi o idee destul de utilă, destul de ok. Bun. Este momentul ca voi să începeți să meditați. Atenție, 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 atenție. Okay. De ce? Aici s-ar putea să aveți de-a face cu o persoană care vă transmite foarte multă energie negativă sau efectiv vă preia foarte multă energie, iar pe voi vă lasă foarte obosiți. Este foarte important ca voi să meditați văzându-vă înconjurați de o lumină albă și să vizualizați cum această lumină albă este cu totul în jurul dumneavoastră și elimină orice formă de stres, tensiune, stare de slăbiciune, lucruri de această natură din viața voastră. De asemenea, mai puteți să faceți încă o chestie. Întindeți mâinile, dar le întindeți în sus, da? Dar vă asigurați că palmele le țineți așa. Palmele vin exact către podea, să zicem. Da? Și stați așa cu ochii închiși și imaginați-vă cum mâinile voastre atrag lumină albă. Această lumină vine de la Univers și când vă simțiți pregătiți, da? Tot cu ochii închiși, țineți așa mâinile, da, și treceți de sus în jos cu mâinile pe lângă corpul vostru și vă imaginați din nou cum sunt eliminate orice stări negative, orice energii negative din aura voastră. Încercați să practicați asta mai ales dimineața,
pentru că unii dintre voi deja se simt obosiți în momentul în care se trezesc. Deja au sentimente foarte negative în momentul în care deschid ochii. Și da, este ok dacă sunteți obosiți să resimțiți această oboseală, dacă nu v-ați luat timp suficient pentru voi să resimțiți asta. Dar felul în care aș vedea aici că voi resimțiți totul este ca și cum, nu știu, ar fi o, să zicem, o masă foarte mare pe care sunt foarte multe lucruri, dar pe care nu reușiți să o vedeți tocmai din cauza lucrurilor. Aceea este mintea voastră plină cu gânduri neplăcute, să le zic așa. Pentru voi ar fi foarte benefică o călătorie, o mică excursie, nu contează unde, doar să reușiți să vă deconectați și să reușiți să vă bucurați de moment pentru a vă alinia un pic energiile. Dar fiți atenți la oamenii din jurul vostru în această lună, încercați să nu judecați foarte tare oamenii din jurul vostru, pentru că și voi aveți dezechilibre foarte asemănătoare și ceva se întâmplă, în sensul în care voi nu mai atrageți persoane la întâmplare, voi atrageți exact persoane cu dezechilibre extrem, extrem de similare cu ale voastre. De asta zic, dacă o să vă plângeți de cineva la o a treia persoană, acea persoană vă va spune, dar de ce te plângi de acea persoană că și tu faci la fel? Și atunci s-ar putea ca pentru cineva de aici să fie un moment de șoc, în sensul în care cum tocmai eu să fac la fel? De ce ți se pare asta? Nu e corect, nu e ok, nu e nu știu cum. Dar persoana vă va spune adevărul și vă va spune adevărul în față. De asta zic, mai bine analizați partea voastră și ce aveți voi de reparat, decât să judecați și să bârfiți. Și nu neapărat că toată lumea de aici bârfește, dar această energie este predominantă aici. Bun. Trecem mai departe. Te blochează-ți inima. Din nou, unii dintre voi au dezechilibre serioase pe inimă. Asimilați experiențele de viață și ai sprijin. Unii dintre voi, toate cărțile astea indică foarte mare dezechilibru pe inimă, cel puțin pentru mine așa pare. Și o să explic de ce. Pentru că aici, cu cartea Asimilează experiențele vieții, persoana poartă o mască. Este foarte probabil ca voi să vă simțiți ca și cum voi sunteți forțați să purtați o mască, mai ales în iubire, față de persoana iubită, ca aceasta să rămână alături de voi, pentru că altfel riscați să vă înjunghie pe la spate. De asemenea, este foarte important să știți că aveți oamenii în jurul vostru care vă sprijină și vă sunt alături, chiar dacă nu întotdeauna sunt de acord cu voi. Dar asta rămâne ca voi să descoperiți. Nu vă pot spune eu chiar totul, de ce? Pentru că este o etalare generală, dar este foarte important ca voi să conștientizați că aveți mai multe persoane care sunt acolo dispuse să vă ajute în momentul în care aveți nevoie. Bun. Și vom trece mai departe. Este momentul ca voi să faceți lucruri doar pentru voi. Trebuie să fiți conștienți că tot ceea ce aveți acum voi, ați meritat fiecare lucru pe care voi îl aveți și, de asemenea, unii dintre voi trebuie să fiți conștienți că nu este momentul să vă temeți de a spune lucrurilor pe nume, de a spune ceea ce simțiți, de a demonstra foarte clar ceea ce aveți de spus. Nu mai țineți lucrurile doar în mintea voastră, pentru că nu o să vă ajute cu nimic în această lună. În această lună este vorba de a vă exprima, de a spune. Dacă are cineva aici o abilitate pe care nu prea vrea să o scoate la lumină, această lună va fi foarte bună pentru a face acest lucru, în sensul în care foarte multe persoane se vor aduna foarte rapid spre a vă sprijini și în a continua să vă arătați acest talent. De asta zic, e o lună foarte bună pentru a ieși la lumină, pentru a vindeca anumite lucruri, pentru a căpăta încredere în voi. Depinde pentru fiecare unde se află cele mai mari dezechilibre, dar asta va rămâne pentru voi să descoperiți. Bun. Să vedem câteva sfaturi.
cântă-ți propriul cântec. Care erau șansele? Nu știu cine are aici abilitate de a cânta, dar cineva cu siguranță este. Dacă vă regăsiți, am să vă rog să țineți cont și să începeți un canal de YouTube, o pagină de Facebook, nu contează ce, dar începeți ceva. Sau dacă vă știți cu o altă abilitate care este destul de lăudată de persoanele din jur, din nou este momentul ca voi să ieșiți în față, ca voi să ieșiți la lumină, ca voi să nu mai permiteți altor persoane să vă zică: a, gata, tu nu trebuie să ieși în evidență. Nu, e momentul ca voi să ieșiți în evidență. Și exact asta zic. Spiritul păunului, cred. Da, cred că păun, cred. Așa? Lasă-te să strălucești. De asemenea, avem cartea Magia lucrează prin tine. Indiferent care este abilitatea voastră, prin această abilitate aveți puterea de a manifesta și de a ajuta și alți oameni să manifeste ceea ce își doresc. Atenție mare pentru cei care au nodul nord în balanță. Eu nu prea sunt cu astrologia și cred că știți, dar uneori sunt ghidată să spun anumite lucruri. Cei cu nodul nord în balanță, atenție, pentru că această abilitate pe care voi ezitați să o lăsați să iasă la lumină, vă va ajuta să vindecați colectivul, vă va ajuta să ajutați oameni, dar pentru fiecare va fi diferit, nu toată lumea are aceeași abilitate, nu toată lumea are totul pe tavă, nu la toată lumea se văd toate abilitățile încă, dar în momentul în care cineva vă spune, vă face un compliment în legătură cu ceva și a doua persoană și a treia persoană și a patra, ar fi cazul să vă gândiți dacă n-ar trebui să vă vadă mai multe lume, ok? Bun, vom pune astea deoparte și vom trece la partea de tarot în legătură cu iubirea. Nu-mi place ce văd. Doar măcar voi sunteți în energia voastră, asta este bine, în rest totul se duce naibii. Așa. Bun. Aici cred că voi v-ați gândit de o vreme să puneți capăt unei situații în dragoste, dar ați opus rezistență. Ați sperat că poate lucrurile se rezolvă. V-ați gândit că poate lucrurile se vor schimba și nu va fi cazul neapărat să ajungeți la o încheiere, dar lucrurile nu mai pot merge așa. Nu văd ca în prezență fie o energie foarte stabilă, energia este foarte instabilă, baie totul e rece, ba totul e cald, judecata voastră cred că până acum a fost destul de încetușată și cred că de aceea voi nu ați putut pune punct, dar destul de curând voi veți căpăta claritate. Aici, pe viitorul imediat apropiat, aici e vorba de un eveniment. Aici cred că va fi vorba de o confruntare sau de a afla o informație foarte dureroasă care vă va ajuta pe voi să mergeți înainte. Este acel gen de informație care vine ca un șut, dar care vă va face să faceți un pas înainte. Chiar dacă nu-i plăcut, va trebui. Deși pentru mulți dintre voi nu cred că va fi neapărat vorba de confruntare în sine, ci e vorba de ceea ce voi reușiți să percepeți de acum încolo. Este vorba de informațiile ce sunt printre rânduri, care nu sunt explicate foarte clar și pe care voi începeți să le vedeți acum cu alți ochi, iar voi începeți să vă puneți mai presus de orice bunăstarea personală, ceea ce este foarte bine, nu sunteți egoiști pentru asta, deci nu vă faceți griji. Și alegeți să puneți capăt unei situații odată pentru totdeauna. Voi aveți de gând să transformați, dar e cumva, dai până se capăt și dau o transformație, în sensul în care dacă era vorba aici de o relație în care nu puteți avea încredere, în care nu puteți fi siguri că persoana va fi și ziua următoare, da, îi puneți capăt, da, va ori exista anumite interacțiuni cordiale, dar cam atât. Atenție că voi s-ar putea să fiți foarte tentați să spuneți mai multe lucruri decât ar trebui. Și atenție că acest lucru nu se va întâmpla neapărat în favoarea voastră. De asta zic, aveți un pic de răbdare. E bine să spuneți anumite lucruri, dar încercați să nu spuneți prea multe aici. Da?
este cazul să spuneți ce vă doare, ce vă deranjează, dar aici nu e că nu vă încurajez să spuneți ce aveți de spus, ba, din contră, dar atenție că voi s-ar putea să săriți cu niște acuzații, să fiți un pic provocați, să săriți cu acuzațiile. Bun. Trecem mai departe. Pentru carieră. Sincer, cariera mi îmi pare destul de stabilă. Problema este că voi trebuie să aveți un pic grijă cu criticismul vostru. De ce? Pentru că voi s-ar putea să vă simțiți ca și cum lucrurile fac parte prea mult dintr-o rutină și vreți să schimbați anumite lucruri, dar felul în care voi vreți să-l schimbați este prea rapid, prea brusc, prea repede pentru ca voi să puteți face față. Atenție că nu o să puteți face totul singuri. Este ok să primiți ajutor, cereți ajutorul persoanelor din jurul vostru, vor fi fericite să vă ajute. Sunteți foarte conectați la ceea ce ar trebui să faceți, dar luați totul cu pași mai mărunți și încercați să vă oferiți mai multă înțelegere vouă. De ce? Pentru că voi, da, puteți înțelege alte persoane, dar voi nu vă prea înțelegeți pe voi și acolo începe problema. De asemenea, aș putea să zic că din punct de vedere al finanțelor, lucrurile sunt foarte stabile, nu trebuie să vă faceți griji, nu văd probleme foarte mari aici. De asemenea, aici cred că pentru voi ceea ce vreți voi să se schimbe este cumva felul în care oamenii percep ceea ce faceți voi sau oamenii vă percep pe voi, lucruri de această natură. Vreți să schimbați ceva care vouă vi se pare că a fost destul de defectuos până acum, nu văd să fie neapărat o energie rea. Este o schimbare bună, metodele prin care voi aplicați această schimbare s-ar putea să fie un pic barbare, deci un pic mai ușor cu asta. Mai ales dacă trebuie să explicați un anumitor persoane, s-ar putea ca foarte multe persoane să vă perceapă ca fiind, nu știu, un pic mai duri, un pic mai răi, lucruri de această natură. Dar nu e ceva să vă îngrijoreze foarte serios, dar trebuie să aveți grijă la cum comunicați. Da? Bun, mai departe, pentru speranțe, avem un 3 de pentagrame. Aici cred că cineva se va oferi să vă ajute. Și cred că se va oferi înainte ca voi să cereți ajutorul. Această persoană o va face doar pentru că vrea să fie alături de voi, vrea să fie acolo, dar chiar dacă persoana se oferă un pic de atenție la ce pretinde această persoană, în schimb și ce spune la început versus acțiuni. De ce? Pentru că pentru unii dintre voi s-ar putea să realizați că această persoană la început spune ok, o fac doar pentru că vreau să fac asta, iar ulterior să vă pretindă sume de bani sau să pretindă anumite lucruri de la voi doar pe motiv că aceasta vă ajută. Încercați să obțineți o înțelegere de la început. Dacă această persoană spune la început că nu vrea, încercați să fiți cu ochii în patru ulterior. Dacă spune inițial că nu vrea nimic, da? Nu văd persoana neapărat cu intenții extrem de rele. La bază, intențiile sale sunt destul de ok. Problema este că modul în care acționează este destul de imatur. Adică această persoană se vede colaborând cu voi, dar nu vă spune totul pe față din prima. Pentru sănătate. Un pic grijă, de ce? Pentru că aici cred că unii dintre voi veți avea anumite dureri de cap. Sincer, zona capului mi este foarte evidențiată aici. Unii dintre voi s-ar putea să le aveți din cauza problemelor cu vederea. Fie dacă purtați ochelari, s-ar putea ca dioptriile să nu vă mai fie bune și să sesizați dureri de cap. Alții dintre voi au într-adevăr probleme în legătură cu... Nu vreau să sune urât, dar sunt anumite probleme în legătură cu capul. Sincer... Cred că este vorba de un blocaj.
pentru un nivel. Nu pot să vă zic exact momentan clar dacă este pe al treilea ochi sau pe coroană, dar există un blocaj acolo și cred că afectează totuși ambele chakre. Este foarte important pentru voi să încercați să ascultați bituri binaurale pentru chakra coroană și chakra celui de al treilea ochi. Atenție, pentru că aici unii dintre voi s-ar putea să vă duceți la medic dacă medicul cumva din întâmplare spune pune un diagnostic mai sumbru, ar fi bine să mergeți încă o dată la analize, încă o dată la verificat tot ce este, pentru că dacă vi se dă în această lună un diagnostic mai sumbru, fie există o problemă în sensul în care să se fi pus un diagnostic greșit sau să se fi încurcat rezultatele. Dar este bine să mai cereți încă un sfat, încă o părere, nu strică niciodată, pentru că aici cineva o să se cam sperie, dar trebuie să comunice cu încă o persoană din domeniu care să știe exact ce face. Pentru mai multe clarificări, da? Deci, cine face analize acum și dacă vinerele, nu vă speriați, nu sunt neapărat ale voastre. Mai ales pentru cine face în data de 12 și 13. Mai bine zis, între 11 și 13. Bun. Cam ok. Cam atât, că nu prea mai văd lucruri interesante. Cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!